Comitetul Județean pentru Situații de Urgență a dispus prelungirea scenariului roșu în municipiul Rădăuți pentru 14 zile, începând de marți, 24 noiembrie. Incidența acumulată în ultimele două săptămâni în Rădăuți a fost de 3,9 la mia de locuitori. Totodată, comuna Mușenița a revenit în scenariul verde, după ce nu a mai registrat niciun caz activ în ultimele două săptămâni. Grupul de comunicare strategică a anunțat că numărul total al sucevenilor testați pozitiv cu noul coronavirus a ajuns marți la 12.495, în creștere cu 195 de cazuri față de ziua precedentă. 9.936 de persoane au fost până acum declarate oficial vindecate. În județ sunt înregistrate 1.819 cazuri de infecție COVID-19 în evoluție, iar incidența acumulată la nivelul județului pe ultimile 14 zile a ajuns la 2,24 de persoane infectate la 1.000 de locuitori. În spitalele din județul Suceava sunt internate 394 de persoane diagnosticate COVID-19 și 101 persoane suspecte de infecție cu noul coronavirus. 19 pacienți prezintă forme grave și sunt internați în secția de terapie intensivă a Spitalului Județean, dintre care 12 pacienți sunt ventilați mecanic. Alte 647 de persoane din județ sunt plasate în carantină, iar 436 de persoane sunt izolate la domiciliu.